Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Luna aceasta, leii vor fi nevoiți să ocupe poziții active în carieră sau afacere, să se angajeze în noi proiecte, direcționându-și timpul și energia pentru a crește încasările în numerar. Este un moment grozav pentru leu. Aceasta este perioada când nimic nu-ți poate strica starea de spirit și nici nu-ți poate perturba armonia interioară. Sentimentele de bucurie te vor însoți aproape toată luna. Soarta ți va oferi multe oportunități de a-ți extinde orizonturile, nu refuza darurile destinului, nu rezista circunstanțelor și nu te întoarce de la oamenii care au nevoie de tine. Ai încredere în stele, ele știu cel mai bine de ce ai nevoie. Dragoste în viața ta personală vei fi norocoasă, poți să fii sigură. Condiții favorabile pentru cunoștințe interesante se vor dezvolta în jurul tău, ar trebui să acorzi atenție oamenilor puternici, străinilor sau sportivilor. În curând va apărea în mediul tău o personalitate interesantă, foarte strălucitoare și extraordinară. Sarcina ta este să nu te pierzi pe fundalul ei. Va trebui să iei inițiativa de a te întâlni, de a dezvolta relații, reprezentanții unei familii trebuie să-și rețină impulsurile iubitoare de libertate. Acum vor fi multe tentații în jurul tău, soarta îți testează puterea. Pentru a evita conflictele cu membrii gospodăriei, nu-ți demonstra în mod de deschis independența. Trebuie să rezolvi toate problemele controversate în mod pașnic ținând cont de interesele rudelor și celor dragi cu care locuiești sub același acoperiș. Nu căuta o captură constantă și nu fi prea suspicioasă. Sănătatea Principalul motiv pentru care te poți simți rău este o relație proastă cu lumea exterioară. Orice stres sau tensiune va duce la diferite boli. Acum punctul slab va fi partea inferioară a spatelui. Pe tot parcursul lunii septembrie, Vei fi predispusă la infecții și răceli. Lasă situația să se dezvolte sub control medical și nu încerca să schimbi pe nimeni. Dacă ceva nu merge în felul tău, nu ar trebui să te împotrivești destinului. Lei trebuie să se îngrijească de ei înșiși. Acum poți experimenta cu aspectul tău și poți încerca într-un nou sport. Nu-ți fie teamă să înveți pentru prima dată să dansezi sau să decizi asupra a ceva mai extrem. Plimbările regulate te vor ajuta nu numai să te pui în formă, dar au și un efect mare asupra bunăstării generale. Încearcă băi relaxante din plante pentru a corecta problemele de somn. Asigură-te că umidifici camera în care dormi. Banii, în carieră și afaceri profesionale, totul este minunat pentru leu. Vei avea oportunități excelente de întărire și ridicarea statutului tău. Vei putea să ți satisfaci ideile și să realizezi planuri ambițioase. Septembrie este un moment minunat pentru cooperarea cu partenerii străini. Deosebită de norocoși vor fi oamenii a căror sferă este legată de jurisprudență. Este important pentru tine să nu stai nemișcată și să răspunzi activ la ceea ce ți va oferi soarta. Circumstanțele financiare depind în mare măsură de poziția ta în probleme de muncă. Acum, cu cât te gândești mai puțin la componenta financiară a muncii tale, cu atât rezultatul va fi mai mare. Cu toate acestea, încearcă o nouă modalitate de a economisi bani. La sfârșitul lunii septembrie, este mai bine să nu te implici în obligații ce privesc datoriile și să eviți cumpărăturile costisitoare. În ultimele zile ale lunii septembrie, există posibilitatea de furt și înșelăciune? Cei care lucrează cu bani ar trebui să fie deosebită de vigilenți. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!